la închinăciune. Psalmul 145, versetul 2. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu. Știi Tu ce port în pieptul meu? Pace, fericire. Mi-e șters păcatul meu cel greu. Pace, fericire. Știi Tu ce port în pieptul meu? Cel Ceresc, să ducem toată închinarea, slava și cinstea. Ești singurul Dumnezeu adevărat, nu este alt Dumnezeu ca Tine. Pentru mântuirea care dai în dar, suntem recunoscători și îți mulțumim. Pentru cuvântul Tău pe care îl avem, un har extraordinar. Îți mulțumim și pentru acest timp de pace în care putem să stăm în jurul cuvântului, la închinare, îți mulțumim. Rămâi cu noi, vorbește-ne, deschide inimile noastre și în toate vrem să fii slăvit, glorificat și onorat. Amin. Amin. Vă rog să deschideți la Psalmul 145. Vom citi câteva versete, începând cu versetul 1 la 4, 8 și 9. Psalmul 145, începând cu primul verset. O cântare de laudă a lui David. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale și să vestească isprăvile Tale cele mari. Versetul 8.
Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Amin. Ocupați locurile câteva momente. Mărimea Lui este de necuprins. Mi se pare, cu cât mai mult oamenii încearcă ori să dovedească că nu există Dumnezeu, ori să dovedească o altă știință, cu atât mai mult Dumnezeu strălucește mai mult și mai puternic. Avem un har deosebit că în decembrie 2021 au lansat James Webb Telescope, cea mai sofisticată unealtă de a face poze în spațiu. Cele mai frumoase poze pe care omenirea le-a văzut vreodată. Și de la distanțe care mintea noastră nu le poate cuprinde. Ei au făcut această unealtă, acest aparat, ca să dovedească că uitându-ne la o distanță foarte, foarte, foarte îndepărtată, vom vedea cum a fost la început. Când s-a produs acea explozie și a apărut primele stars, primele stele, în forma lor de baby, când au fost la început. Și ne uităm la ele și cercetătorii sunt înmărmuriți pentru că ce văd acolo, nu văd ceea ce și-au propus. Ce văd măreția lui Dumnezeu și constelații și lucruri care sunt formate, sunt frumoase, stau într-o poziție perfectă ca noi să le vedem. Dumnezeul nostru este Dumnezeu mare. În orice direcție te-ai uita, te uiți spre stele, te uiți la imensitatea Universului, vezi o măreție și o frumusețe de nedescris. Te uiți spre în micimea lucrurilor și acolo descoperi din nou o fascinație extraordinară, cât de frumos Dumnezeu a conceput totul. Numai DNA-ul nostru este atât de măreț și are o istorie unică și o poveste a Lui în care arată măreția Lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu mare și foarte vrednic de laudă. De aceea, să nu treacă un moment, fiecare zi, fiecare clipă, să fie acea umblare în a-L lăuda pe Dumnezeu. Lauda nu înseamnă doar a veni într-un moment de rugăciune. Este o umblare. Este o umblare zilnică. Domnul este milos. În engleză zice, Lord is gracious and full of compassion. Slow to anger and great in mercy. Îndelung răbdător și plin de bunătate. Oriunde te uiți, un alt lucru este răbdarea lui Dumnezeu și îndelunga lui răbdare. Și aceasta ne îndeamnă de fiecare dată, îndelunga lui răbdare, la pocăință. Avem o șansă să ne întoarcem spre El. El nu uită, nu este ca noi. El intenționat așteaptă și te uiți de-a lungul istoriei, te uiți la un faraon, la alți împărați de-a lungul timpului. Dumnezeu a avut răbdare cu ei. I-a așteptat, nu o zi, două, săptămână, o lună, ani de zile. De ce? Ca să se întoarcă. Așa la fel cu noi. Dumnezeu are îndelungă răbdare. Aceasta ne îndeamnă a ne întoarce la El. Și plin de bunătate. Într-un alt loc, găsim că soarele Lui răsare peste toți. Și peste cei buni și peste cei răi. O vedem așa de clar. Nu merităm de atâtea ori. Dar El totuși, în bunătatea Lui,
își arată zi de zi și în fiecare dimineață se reînnoiesc față de noi bunătățile Lui. Pentru aceste lucruri vreau să ne îndemne la a lăuda pe Dumnezeu, la a ne închina. Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, versetul 18, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Niciodată Dumnezeu nu va refuza o inimă sinceră. Dacă într-adevăr, cu adevărat îl chemi, Dumnezeu va răspunde. El vrea să se lase găsit de noi. El nu are o ureche grea care să n-audă, nu, din contră, este mult mai aproape de când ne dăm seama. Și El este gata să asculte. Dar să venim cu o inimă curată. Să dorim și să-L căutăm cu toată inima. Dumnezeu păzește pe toți cei ce iubesc și ne păzește pe cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt în veci de veci. Haideți să venim în închinare, să-L lăudăm pe Dumnezeul acesta, pe Dumnezeul nostru. Să-I aducem închinarea noastră, ne ridicăm în picioare. Și vreau să-L rog pe fratele... Morodan și pe sora Geta să ne conducă în această rugăciune. Tatăl care ești în cerul, venim și te cântim cu emoțiile și îți mulțumim pentru timpul care l-am petrecut în casa ta și pentru aceste clipe pe care le vom petrece în continuare în jurul cuvântului tău. Îți mulțumim pentru tot ce s-a făcut până și în locul acesta. Amin. Și îți mulțumim că Tu ești Tatăl nostru, ești Dumnezeul nostru. Ești atât de minunat în noi. Îți mulțumim pentru bucuria pe care ne-ai dorit-o și în ziua de astăzi. Amin. Te rugăm să-ți binecuvintezi rogul de care vrei să te folosești și după masa aceasta. Să-L îmbraci cu Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, lasă binecuvântările Tale cerești peste locul acesta și pe data aceasta. Și pe noi, ajută-ne să fim recunoscători și mulțumitori pentru toate binecuvântările care le primim din mâna Ta. Recunoaștem că tot ce suntem și tot ce avem, avem datorită dragostei Tale. De aceea, noi îți mulțumim și te slăbim. Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Câte plină recunoștință vine înaintea Ta, Tată, și îți mulțumesc pentru că suntem adunați în Amin. Mulțumim, Doamne, că ești singurul Dumnezeu vrednic de la Lui. E singurul care ne-ai salvat, ne-ai mântuit și mulțumim că ai plătit prețul Iisus. Mulțumim pentru că ai atâta răbdare cu noi cu tine, Tată. Și mulțumim că în planul Tău măreți ai hotărât să ne atragi la Tine. Și mulțumim, Doamne, pentru că în iubirea Ta lucrezi la cizelarea vieții noastre. Doamne, doresc din toată inima să ne ajuți să fim fiecare să luăm hotărârea să fim un pământ bun și să ne lăsăm transformați, folosiți de Tine. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta pentru că vrem să spunem din toată inima, vrem să te copiem în trăirea noastră, vrem să ne lăsăm asistați de Tine prin Duhul Sfânt. Învață-ne. Continuă Tu și crește de tot mai multe ori și lucrează în noi și cu noi, Doamne, și prin noi la salvarea celor nelicuiți. Binecuvântă întreaga biserică, binecuvântă slujitorii, întărește-ne pe care și fii glorificat, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Haideți împreună să ne închinăm. Fratele Sasha.
mai sus de stele, mai sus de nori. Eu merg spre țara veșnicei splendori, spre locul veșnic de El promis, spre țara slavei, spre paradis. Acolo unde nu sunt dureri, nici crici, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Acolo unde e Împărat Iisus Mesia, ce soare, al meu drag Iisus. Plutind pe marea cea de cleștar, voi fi cu Domnul, ce mare har. Acolo unde nu sunt dureri, nici crici, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Acolo și tu, dar amicul meu, să ajungi în ceruri sus la Dumnezeu, la pomul vieții să te găsești, în raiul veșnic să locuiești. Acolo unde nu sunt dureri, nici crici, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Acolo unde e Împărat Iisus Mesia, ce minunat. Acolo unde nu sunt dureri, nici crici, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Acolo sigur că fiecare dintre noi ne-am gândit cel puțin câteva secunde, oare cum va fi locul acela descris? Chiar nu va fi durere? Chiar nu va fi acolo nimic negativ? Chiar nu va fi acolo un neajuns, un ceva care să împiedice frumusețea, strălucirea, fericirea, veșnicia, perfectul? Răspunsul la toate acestea este chiar nu va fi. Mintea noastră se blochează dacă încercați să le înțelegeți. Dar trebuie să credem că un astfel de loc Dumnezeu ne-a pregătit pentru fiecare dintre noi. Îl binecuvântăm și în seara aceasta, că este Dumnezeul care ceea ce promite, frați și surori, să nu uităm niciodată ceea ce a promis Dumnezeu, El duce la neplinire. Și să nu uităm care e timpul Lui. Noi așteptăm să le împlinească cam la timpul nostru. Le împlinește la timpul Lui și niciodată nu-i prea devreme, niciodată nu-i prea târziu. Astfel Dumnezeu perfect avem. Haideți să-i spunem, Iisuse dintre toți, te aleg mereu.
Tu ești viața sufletului meu și harul
Lăudați să fie Domnul! Am ales să fim și după masa aceasta, în locul acesta, pentru El. Dacă era pentru noi, eram la somn acum. La odihnă, după masa, după programul care l-am avut. Apreciez răbdarea dumneavoastră și jertfa pe care o faceți să vă răsplătească Domnul. Să vă răsplătească Domnul. Frate Liviu, veniți și împărtășiți cu noi. Fratele Liviu Puiuleț, îl invit să împărtășească cu noi un gând de încurajare, zidire spirituală pentru toți care suntem aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Poftim. Un cuvânt de încurajare pentru mine, pentru că e mare lucru să fii în casa Domnului, să fii în curțile Domnului, să fii cu aleșii Domnului. E un lucru extraordinar și noi... Fac apel la cei mai tineri să aibă un pic răbdare cu noi, că noi ăștia mai trecuți de o vârstă, păi discutăm despre vremurile care vin și ne simțim aproape și cântăm noi așa și așa este și să aveți răbdare cu noi. E așa o mare bucurie să fiu cu ardelenii aici și cu clujenii și să-mi amintesc niște lucruri și să fim împreună lăudându-L pe Dumnezeu. Un lucru extraordinar, extraordinar. Domnul Iisus nu uită de noi niciodată. N-a uitat și nu uită niciodată. Mi-aduc aminte că fratele spunea și despre fecioarele acelea și a venit un moment când fecioarele au fost despărțite. Unele înăuntru și unele afară. Și alea de afară, Doamne, eu dacă aș fi fost în loc, dar nu mă interesează de alea de afară, nu mă mai interesează de ele. Domnul vine și le spune, nu vă cunosc. Cu ușa închisă, era ferecată ușa, era închisă, probabil că s-a apropiat de, îmi închipui eu că e doar o pildă, s-a apropiat de ușă, nu vă cunosc. Cineva ar putea să interpreteze, dar uite că e un lucru pe care Dumnezeu nu-l știe. Nu-i adevărat. Asta reprezintă faptul că voi nu sunteți din tabra, voi nu sunteți scrise. Voi nu sunteți, voi sunteți în afară și nici nu mă mai interesează. E tragedia vremurilor din urmă. Și se vorbește tot mai mult acum. Deschideți radio-ul și pe Facebook și pe YouTube și găsești toate... despre vremurile din urmă, cum va fi și ce va fi și discută oamenii și citesc Apocalipsa și Tesaloniceni și toate celelalte să vadă cum va fi, cum vor fi vremurile sfârșitului. Și descoperim că Domnul ne-a lăsat multe lucruri aici. Dar trăirea noastră e importantă pentru vremurile sfârșitului. Ce fac eu pentru vremurile sfârșitului? Și, vedeți, e tendința noastră aici, e un lucru tainic, e tendința noastră aici să ne pregătim, că pregătește-te. A, e foarte interesant cum mă pot pregăti. Oare dacă apelez la El, nu cumva prin El am pregătirea asta? Nu cumva pregătirea o face El pentru mine? Foarte interesant. Azi am trăit vremurile botezului aici. Îl felicit pe fratele din toată inima. Sunt convins că a fost aproape, sunt convins din ce am auzit aici, sunt convins că a lucrat și a fost... Da, a fost legătura, da. Să fiu al lui. Și era creștină a început, de fapt, cu botezul. Era creștină, a început, de fapt, un piculeț înainte de botez, când zice, pocăiți-vă! Botezătorul venea și striga împărăția cerului aproape, pocăiți-vă! De fapt, așa a început, era creștină, cu pocăința. Și unii au venit, fie ei și saduchei, fie ei și farisei, au venit ei și vroiau așa, de văzul lumii să fie și ei botezați. Să sară cumva peste pocăință.
să treacă cumva, că pocăința lasă-o acolo, nici nu știu ce e aia. Ei, e lucru esențial, pentru că acolo se începe. Și când Domnul Iisus a venit și El să fie botezat, wow, dar unde-i pocăința? Dar unde-i păcatul? Pocăința se face pentru păcat, dar acolo nu era păcat, era Sfântul. Era acela care începea, de fapt, era creștină. Era acela care ne dădea direcțiile ce se face, cum se procedează în era creștină. Pe lângă pocăință, trebuie să împliniți și actul acesta al botezului, al îngropării, al dacă se poate spune așa, al uitării ce a fost în urmă și mergând cu Domnul nostru înainte. Iubiți frați și surori, mergem cu Domnul nostru înainte. Și lasă cei mai tineri care credați aveți mult în față. Noi ăștia mai ne gândim mai încet așa, că se apropie repede. Nu ai garanția zilei de mâine. Nimeni nu are. Garanția este în pocăință. Garanția este în a merge pe căile Lui. Așa cum El însuși, Mântuitorul nostru, ne-a spus-o. Și mi-a plăcut când cobor de la Ierusalim spre Ierihon, acolo la Iordan, unde a fost botezat Domnul Iisus. Înainte să intri la Iordan, acolo e un frontispiciu frumos acolo, pe care e un mozaic, e un porumbel din mozaic, poate că l-ați văzut unii sau așa, un mozaic frumos cu albastru, așa, porumbelul. Și acolo s-a întâlnit Sfânta Treime. Acolo Hristos era în apă, botezat fiind de Ioan. Și Dumnezeu Tatăl, acesta este Fiul meu, și Duhul Sfânt care se pogora peste El, era gloria Sfintei Treimi acolo. Iubite frate și noi toți ceilalți, avem gloria Dumnezeirii în noi, pentru că ne-am dat Lui, pentru că suntem ai Lui și vrem din toate inima, cu toate scăpările noastre și cu toate că avem noi și uneori îmi pare rău de ce s-a întâmplat și ce am făcut și ce am zis și așa, suntem ai Lui, ne-am dat Lui. Iubiții mei, frați și surori, cu toții, haideți să ne predăm Lui, haideți să avem gândirea aceasta întotdeauna, că suntem ai Lui și că El este cu noi și ne acceptă pe noi. Și suntem din cei cinci, dinăuntru, nu din afară, care să strigăm, Doamne, Doamne. Așa ca Dumnezeu să ne vorbească mai mult fiecăruia dintre noi și să ne dăm Lui și să-i spune Lui, fă ce vrei cu mine. Și dacă va fi un pic greu, dacă va fi să sufăr un pic, Doamne, mă dau Ție, pentru că știu că cu Tine este biruința și știu că cu Tine voi fi înăuntru. Slăvit să-i fie numele Lui și glorificat să fie El în veci, că o merită. Acesta este curajul și încurajarea pentru noi toți. Amin. Avem un Dumnezeu care este suveran. Și frumos spre final, cântarea aceasta zice: A Ta este împărăția, puterea și slava, gloria,
este a lui Dumnezeu. O sovereign God, O matchless King, the saints adore, the angels sing, and fall before the throne of grace. To you belongs the highest praise. These sufferings, this passing time, under your wings I will abide. And every enemy shall flee, your arm my hope and victory. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. Clothed in power, reigning grace, the name above all other names. To the valley for my soul, thy great descent has made me whole. Your word my heart has welcomed home. Now peace like water ever flows. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. Clothed in power and in grace, the name above all other names. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. Clothed in power and in grace, the name above all other names, the name above all other names. Amen. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe cei care suntem aici. Noi suntem bine, dar vedeți, alții sunt în suferință sau la spital. Aș vrea să îi aducem înaintea Domnului, o facem mereu. De data aceasta am primit veste că fratele Ghiță Burcă este foarte greu încercat. Bolnav e la spital și trebuie neapărat să se ia niște măsuri, doctorii trebuie să acționeze și să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină. Vă invit să vă ridicați, facem o rugăciune pentru toți bolnavii și în mod special pentru fratele Ghiță Burcă, Dumnezeu să se îndure de el și în rugăciunea aceasta rog pe fratele Aron Costa să se pregătească, să ne conducă înaintea Domnului și fie ca Domnul să lucreze. Și pentru ceilalți de asemenea, avem lista noastră acolo, să se îndure Dumnezeu și să fie la lucru. Amin. Ne rugăm și pentru închinarea cu darurile noastre și în timpul unei cântări apoi în comun îl urăm pe Domnul cu darurile noastre și după aceea grupul coral să laude pe Domnul. Stăm înaintea unui Dumnezeu care este suveran sus în cer, dar și jos. Ca oameni ne vine foarte greu să acceptăm voia ta. Suntem urmăriți de
gânduri deșerte, de ambiții care nu sunt după voia ta. Dar în momentul acesta, Doamne, ne unim toți. Ca. Să spunem și în viața fratelui Ghiță Bulcă să se facă voia ta. Prin încredere în puterea ta. Yes. Te rugăm, Doamne, să ne dai speranțe noi. Amin. Atunci când cerem un lucru de la tine, yes, să credem că și îl primim. Amin. Doamne, îți mulțumim că de-a lungul anilor ai fost bun cu noi. Amin. Ai fost răbdător. Ne-ai trecut adesea ori prin valea umbrei morții, dar mâna ta ne-a soțit și ne-a scos la lima. Yes. Îți mulțumim, Doamne, pentru că credem că zilele noastre sunt numărate în cartea vieții. Și, Doamne, ajută-ne să fim vegheatori în vremea ca aceasta. Amin. Să ne punem viața în rânduială, să te întâlnim pe tine. Și până atunci, Doamne, aș dori ca umblarea noastră să fie o umblare în lumină, în adevăr. Și umblarea noastră să fie într-o atitudine de smerenie în fața ta și în fața semenilor. Amen. Și dorim, Doamne, ca toate binecuvântările pe care le-am primit din mâna ta să ne însoțească la un act permanent ca mod de viață. Amen. Îți mulțumim. Îți mulțumesc, Doamne, mai presus de orice, pentru cuvântul vieții. Mulțumim. Pentru Evanghelia Mântuirii, pentru harul răscumpărătorului, care doresc din toată inima să cuprindă și viața fiului meu și a familiei. Doamne, Tu poți face lucrurile. Pentru că ne-ai spus că dacă vom rămâne credincioși adevărului Tău, Tu vei face lucruri mari cu cei care se tem. Binecuvântă, Doamne, aceste daruri pe care mi le-ai dat să ți le oferim ție, ca lucrarea ta să prospere. Iar cei care se nevernicesc cu propovăduirea Evangheliei tale, cuvântul Tău ne îndeamnă să fim atenți. Amin. Că ei trebuie să trăiască din aceasta. În numele Celuia care ne cunoște, care ne știe, care poate să aducă viață în moarte, aceluia îi dăm toată slava, cinstea și gloria. Amin. 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 Ocupați locurile și să cântăm împreună și pentru actul închinării cu darurile noastre să vină fratele Ghiță Nădăban și cu fratele Florin. Sus la lucru, amice creștine, miluiește și fă tot bine, servește-L pe Domnul cu averea, nu înceta, ai da partea sa. 304. Amin, pe creștine, miluiește.
Sunt în fiecare zi cu Iisus, aproape simt prezența sa. Și-mi vorbește în cuvinte sfinte, ce-a lungă necredința mea. În fiecare clipă sunt cu Iisus, cu Iisus, al meu Domn. În fiecare clipă sunt cu Iisus și voi merge în orice loc cel bucurie. Sunt în fiecare zi cu Iisus, El poartă greutatea mea. Cu povața sa El mă conduce și sunt scăpat de cursa rea. În fiecare clipă sunt cu Iisus, cu Iisus, al meu Domn. În fiecare clipă sunt cu Iisus și voi merge în orice locul El. Sunt în fiecare zi cu Iisus, deși eu nu-L pot vedea. El mi-a spus, voi fi în veci cu tine, eu iau făgăduința sa. În fiecare clipă sunt cu Iisus, cu Iisus, al meu Domn. În fiecare clipă sunt cu Iisus și voi merge în orice locul El. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și neaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Păstor este Domnul, eu lipsă nu duc. Prin voi la pășune, cu El eu mă duc. Mă poartă la ape, ce lin șopotesc, păzit și în pace. Eu mă odihnesc. Și chiar valea morții i-ar fi s-o străbat, când Tu ești cu mine, sunt neînfricat. Mă atingi cu nuiaua și toiagul tău, mă îndeamnă pe drumuri ferite de rău, mă îndeamnă pe drumuri ferite de rău. Tu masa iar când dușmanii vin, cu binecuvântări paharul e plin. Mă ușc capiul rege cu sfântul de lemn, ca semn al cinstirii și-al dragostei semn, ca semn al cinstirii și-al dragostei semn.
Când ne strângem la oaltă numele Domnului, chiar în număr mic de suntem, formăm biserica Lui. Domnul își face prezența între noi prin Duhul Sfânt și în acest loc coboară cerul aici, jos pe pământ. Nu clădiri împodobite, nu locuri strălucitoare îl slăvesc pe Salvatorul, nu ele îi dau onoare, ci sufletele smerite, aplecate în rugăciune, îl slăvesc cu mulțumire și aduc închinăciune. Domnul cu drag îi privește și se simte onorat de cei ce lui se închină și-s gata de ascultat. Iar de sunt în catacombe, prin ruini sau într-o casă, ei prin Duhul Sfânt formează biserica lui aleasă. Domnul nespus îi iubește, le dă daruri minunate, pace, bucurie sfântă au prin har asigurate. Cu cât mai smeriți apleacă, cu atât mai mult oglindesc, chipul celui de pe cruce mai luminos răspândesc. Să fim cu luarea minte, frați cu frați să ne iubim, astfel să arătăm lumii că pentru Domnul trăim. Cu privirea țintită înspre El, de zi sau noapte, să-L urmăm cu credință și să-L ascultăm în toate. Când ne strângem la oaltă, în numele Domnului, chiar în număr mic de suntem, formăm biserica Lui. Domnul își face prezența între noi prin Duhul Sfânt și în acest loc coboară cerul aici, jos pe pământ. Amin. O zi în casa ta, Părinte minunat, cu mii de ani n-aș da în cel mai scump alot. Voi sta cu tine veșnicii și fericit în veci voi fi. Și fericit în veci voi fi. Din sfintele porunci povață când îmi dai, durerile atunci înceată fără grai. Și nu cunosc ca loc mai bun al meu necaz unde să-l spun. Al meu necaz unde să-l spun. O zi în casa ta, la sfântul tău cuvânt, e pentru viața mea balsamul cel mai sfânt. Și mii de ani și zeci de mii cu tine, Doamne, i-aș trăi. Cu tine, Doamne, i-aș trăi. Domnul să vă binecuvânteze pe toți care ați slujit. Domnul să vă însoțească pe cei care veți călători săptămâna viitoare. Unii aici în Statele Unite, spre Atlanta, alții spre Portland, alții spre alte locuri. Familia Vrâncean, veți călători și voi. Domnul să vă însoțească în călătorie și să vă fie alături mereu. Și aici, când mai călătoriți în America și apoi înspre țară, Dumnezeu să fie cu voi mereu, mereu. Salutările noastre, fraților, surorilor de pretutindeni, și asta pentru toți este valabil care unde ajungeți. Da? Foarte dragi familiei noastre și mulțumim din toată inima, din zilele cu dumneavoastră.
Frumoasă, frumoasă mărturie. Când am venit prima dată, acum câteva săptămâni în urmă, împreună cu Dana și Dinel, am zis, nu cunosc familia, dacă sunt frați, surori, au salutări, să aducă salutări. Și s-a ridicat sora Ana și ne-a spus. Acum, cred că la plecare, vedeți, s-a ridicat și fratele Sasha cu ea. Și de acum să vă ridicați împreună în numele Domnului. Să vă ridicați împreună și ca familie să-L mărturisiți pe Domnul pretutindeni, foarte frumoasă mărturie. Miercuri, anunțați părinții care nu sunt aici, de la ora 6 este program pentru copii, program pentru Oana. După aceea, de la 7:30 avem studiu biblic, studiem din Epistola lui Iuda. Din Epistola lui Iuda, am ales o epistolă mai mică pentru secțiunea aceasta până încep vacanțele. Miercuri o să fie a treia întâlnire de studiu din Epistola lui Iuda. Cine dorește, frați, surori, oricine poate să vină de la 7:30. După aceea, vineri, avem timp de părtășie și rugăciune cu cei care vin. Duminica viitoare o să avem din nou serviciile de la 10 și de la ora 5. Dar sâmbătă, cu frații care am fost la întâlnirea de comitet acum două săptămâni în urmă, am stabilit ca pe 27 să avem o acțiune administrativă. Este de lucru puțin aici în spate să curățăm din sălile care sunt în spate și aici pe subbaptister. Sunt materiale rămase de la construcție, am zis să facem un pic de curățenie generală. Toți cei care puteți, sâmbătă de la ora 9, dacă vine un grup mai mare, într-o oră și jumătate suntem gata. Deci sâmbătă la ora 9 vă invit să veniți aici pentru acțiunea aceasta și după aceea restul zilei suntem liberi. Domnul să vă binecuvinteze, frate Rei. Vino și împărtășește din cuvântul Dumnezeu să-ți dea har. Azi dimineață, nu știu ce cu gâtul meu, azi dimineață am rămas cu această idee mare, principală, și anume, fiecare credincios este responsabil de propria lui condiție spirituală. E bine, în această după-amiază aș vrea să mai spun un lucru. Fiecare credincios este responsabil și față de Biserica lui Hristos. Așa că aș vrea să citesc o altă pildă foarte scurtă, pe marginea căreia o să medităm puțin și o să ne uităm la această altă responsabilitate a fiecărui credincios. Este vorba de Matei 13, versetele 45 și 46. Și vă invit să vă ridicați la citirea cuvântului. Două versete bine gândite, cu cuvinte atent alese, care conțin o bogăție de învățătură. Împărăția cerurilor este ca un negustor care caută perle frumoase. Când găsește o perlă foarte prețioasă, se duce și vinde tot ce are, iar apoi o cumpără. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, tare mult te rugăm să însoțești mințile noastre în cele ce urmează, să ne deschizi inimile, ca să-ți pricepem puțin mai bine gândirea, să pricepem puțin mai bine responsabilitatea pe care o pui înaintea noastră, ca să-ți pricepem un pic mai bine ideea, conceptul, designul pe care l-ai avut în minte când ai pus la oaltă ceea ce noi numim biserică. Așa te rugăm să petreci cu fiecare din noi în parte în această după-amiază. Ajută-ne, Doamne, fii prezent aici. Vorbește-ne, încurajează-ne, găsește-ne locul. Amin. Vă invit să vă așezați. Pilda Domnului Iisus
Este extrem de scurtă și face o afirmație cât se poate de clară, pe care o să o dezvoltăm imediat. La pildă aceasta vorbește despre o perlă, mărgăritar sau perlă. Și când vorbim de perlă, ar trebui să înțelegem că Iisus nu cred că a ales cuvântul acesta la întâmplare. Când Iisus alege perlă și nu aur sau alte lucru prețios, el folosește cuvântul mărgăritar de mare preț. A avut în minte mult mai mult. Ne-a lăsat să săpăm și să descoperim mult mai multe lucruri privind retrospectiv. Pentru că veni vorba de perlă, de mărgăritar, există o altă poveste antică, plină de miez, plină de târg, care ne spune câte ceva și începe să ne răspundă la întrebarea de ce Iisus alege cuvântul mărgăritar. Și povestea antică merge așa. Pentru a convinge Roma că Egiptul merită cucerit pentru bogăția imensă ce o deține, Cleopatra a pus un pariu cu Marc Antoniu că poate să-i ofere acestuia cea mai scumpă cină din istorie. Marc Antoniu, neîncrezător, acceptă provocarea. Ia să o văd și pe asta. Cât de scumpă poate să fie cina ce mi-o poți oferi tu? Erau amândoi așezați la masă și Marc Antoniu se uita cu suspiciune la masa întinsă, goală, pe care exista doar o farfurie goală și o cupă de vin în fața Cleopatrei. După un moment de tăcere semnificativă, în care nerăbdarea lui Marc Antoniu începea să se vadă ce se întâmplă aici, ce urmează să se întâmple, cum va arăta cea mai scumpă cină din istoria umanității, Cleopatra, cu siguranță specifică, își duce mâna la ureche și dă jos o perlă din cercei pe care îi purta, o pune în farfurie, o zdrobește cu fundul cupei de vin, toarnă sfărmăturile în cupa de vin și o bea până la capăt. Când se oferea lui Marc Antoniu cealaltă perlă din urechea ei, acesta s-a refuzat, recunoscându-și înfrângerea. Oprește-te, mai convins. De ce? Pentru că Pliniu cel Tânăr, un istoric și primul gemolog al lumii, adică știința care se ocupă cu studiul pietrelor prețioase, Pliniu cel Tânăr scrie în faimoasa sa lucrare Istoria Naturală că cele două perle din cerceii Cleopatrei erau estimați la o valoare de 60 de milioane de sestereți, adică 1.875.000 de unci de argint. Și în unitățile noastre de măsură, cele două perle din urechile din cerceii Cleopatrei valorau 56.250.000 de euro. Adică cât 56.250 de kilograme de argint. A fost cea mai scumpă cină din istorie. Ceva infinit mai scump este ceea ce Iisus Hristos numește biserica. Și Iisus își alege cu grijă cuvântul un mărgăritar de preț, o perlă frumoasă, o perlă foarte prețioasă. Vă propun următoarea interpretare a pildei. Negustorul care caută perle prețioase este Domnul Iisus. Perla foarte prețioasă este biserica. Prețul, adică tot ce are, este trupul său, viața, atârnat pe cruce. În alte cuvinte, Iisus a preferat să moară pentru mine decât să trăiască fără mine. Așa că metafora mărgăritarului merită dezvoltată în cele ce urmează, pentru că are implicații și aplicații pentru fiecare din noi. Repet, că
Când Iisus alege cuvântul mărgăritar și îl asociază, face analogia cu biserica lui, a avut mult mai multe lucruri în minte. Haideți să vedem care sunt aceste lucruri. Care sunt implicațiile faptului că biserica este asemuită cu un mărgăritar și care sunt aplicațiile acestui adevăr. Vom vedea 7 implicații urmate de 7 aplicații. 1. Mărgăritarul sau biserica este un lucru rar, de mare valoare și frumusețe. O perlă naturală, nu artificială sau cultivată, o perlă naturală se găsește în medie de 1 la 10.000 de scoici culese de pe fundul mării. Implicația este următoarea. Biserica este atât de valoroasă încât Iisus și-a dat viața pentru ea. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, spune Pavel în Efeseni 5:25. Mărgăritarul, biserica, este atât de valoroasă, este un lucru rar, de mare valoare și frumusețe. Iisus a preferat să moară pentru ceea ce a numit apoi biserica. Dacă vreți, Iisus a vândut tot ce avea. Dacă vreți, Dumnezeu a falimentat cerul, a vândut tot ce avea ca să poată să ne răscumpere. Biserica nu este o invenție umană, ci divină. Iisus Hristos a inventat-o. Așa că cine vrea să se descotorosească de biserică, trebuie să se descotorosească și de Iisus. Îți asumi o astfel de decizie? Cui nu-i place biserica, nu-i place nici de Iisus, pentru că Iisus a adus-o în ființă. Lui a plăcut atât de mult încât și-a dat viața pentru ea. Nu poți avea pe una fără cealaltă. Nu poți avea pe Iisus fără biserică. Întreaga Scriptură, de fapt, prezintă lucrarea lui Dumnezeu de a-și forma o familie, biserica, care să-L iubească, să umble cu El și să domnească împreună cu El. Asta este designul avut în minte de Iisus. Și când înțelegi așa biserica, îți dai seama de ce este un mărgăritar de mare preț. O perlă foarte prețioasă, pentru că e rară. Pentru că Iisus a dat totul, a falimentat cerul, cum ziceam, ca să ne poată răscumpăra. Biserica este locul unde copiii noștri, viitoarea generație, învață despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, locul unde ei învață să se închine, să-L iubească pe Dumnezeu și să trăiască pentru El. Aceasta a fost implicația. Care este aplicația? Dacă biserica este atât de valoroasă pentru Iisus, ar trebui să fie valorizată și de noi, membrii ei. Dacă Iisus așa vede biserica, atât de valoroasă, eu cum o văd? De aceea, aplicația este să nu ne reținem de la niciun efort, de la niciun sacrificiu, să facem din biserica noastră un organism viu, un loc dorit și căutat. Așa că, dacă biserica este atât de valoroasă, mă întreb, prețul prezenței noastre la biserică, prețul cântării, a rugăciunii, a slujirilor, al dărniciei, merită plătite. Cam ăsta e prețul pe care noi ar trebui să-l plătim până la urmă, general vorbind. Iisus a plătit totul, a falimentat cerul și a dat viața. Noi plătim acest preț al prezenței la biserică? Al închinării, al cântării, a rugăciunii, a slujirii? Biserica merită tot și orice lucru bun pe care noi îl putem oferi. Iată aplicația. A doua implicație a bisericii mărgăritar de mare preț. Mărgăritarul sau biserica este un produs al suferinței. În ce fel? Păi știm cu toții. Perla este răspunsul scoicii la durere. Când o granulă de nisip intră sub carapacea scoicii, iritarea produsă determină scoica să secrete o substanță lăptoasă, numită SIDEF, care să o acopere,
să acopere grăuntele de nisip strecurat înăuntru. Numai că după ce scoica acoperă grăuntele de nisip care rănește scoica, după ce îl acoperă cu un strat de sidef, granula devine puțin mai mare și jenează scoica și mai tare. Scoica din nou comandă o nouă doză de sidef care îmbracă noua granulă. Numai că îmbrăcând-o, granula devine și mai mare. Devenind mai mare, rănește scoica mai tare. Apoi scoica, strat după strat, acoperă granula într-un nou strat de sidef, mărind rana, durerea. Și scoica continuă procesul acesta până la nesfârșit, până când moare cu totul. Perla este răspunsul scoicii la rană, la durere. Biserica, dorința fierbinte a lui Dumnezeu a fost să câștige inima omului. Numai că acesta i-a fost necredincios. Iar prețul acestei necredincioși trebuia plătit. O granulă de nisip a intrat în inima lui Dumnezeu și a produs o rană. Și Dumnezeu a ales să o îmbrace, îmbrăcând-o și îmbrăcând-o și îmbrăcând-o. S-a consumat pe sine. Observați paralela? Dumnezeu vroia să câștige inima omului. Acestuia a fost necredincios. Necredincioșia trebuia răsplătită. După lege însemna moartea. Dar dacă Dumnezeu ar fi ales să-l condamne la moarte pe om, ar fi pierdut exact ceea ce iubea. Aici era dilema. Trebuia să existe o altă cale. Și astfel, într-un ultim act de iubire eroică, Iisus, Dumnezeu, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, ne spune Pavel în Filipeni 2, cu 5 la 8. Iisus și-a dorit o mireasă, biserica n-a putut să o aibă fără să devină mai întâi eroul ei. Și atunci, aceasta este implicația faptului că biserica este un mărgăritar, biserica este un produs al durerii. Biserica s-a născut în urma durerii morții Fiului lui Dumnezeu. Aplicația? Ce înseamnă pentru mine astăzi? Implicația am văzut-o, dar aplicația ar putea fi următoarea. Nu e așa? Că până și un obiect pentru care cineva s-a luptat până la moarte ca să ți-l lase moștenire, l-ai apreciat nespus de mult? Nu e așa că avem anumite obiecte în viețile noastre care au o însemnătate, o semnificație nemaipomenită, fie că este ceva rămas de la părinți, de la bunici, ceva transmis din generație în generație, fie că este un obiect care în sine nu are mare valoare, dar faptul că are o poveste în spatele lui, faptul că înseamnă ceva pentru tine, faptul că obiectul respectiv îți aduce aminte de ceva nespus de valoros, ceva din viața ta, ceva ce trezește o căldură în inimă, ținem la niște obiecte care valorează 2 bani. Dar pentru noi au o valoare imensă. Păi dacă și față de un obiect pe care l-ai moștenit sau înseamnă ceva pentru tine, simți ceva. Dar dacă este vorba de ceva mult mai mult decât un obiect, este ceva ce Hristos ne-a lăsat. O apreciezi, biserica? Ții la ea? Sau hai să facem aplicația și din alt unghi. Tu, la rândul tău, rei și dumneavoastră, tu, la rândul tău, ești biserica. Ești rănit în biserică? De către cei din biserică? Ia exemplu mărgăritarului. Ascoice. Răspunde cu bunătate. Și crește ceva valoros. Ești rănit de ceilalți din biserică? Răspunde asemenea scoicii. Îmbracă rana în sidef, consumă-te până la urmă și când te vei fi consumat de tot, rămâne în urma ta un mărgăritar de mare preț. Îți rămâne numele, îți rămâne amintirea că ai fost acel om,
care n-a dat înapoi, ci a ales să lase ceva prețios în urma lui. Ceva valoros în urma lui. Charles Swindoll a spus următoarele cuvinte, citez: perlele sunt produse ale durerii. O nestemată prețioasă concepută datorită iritării, născută din adversitate, crescută prin ajustări. Unele scoici însă nu sunt rănite niciodată. Atunci, căutătorii de perle, când le deschid pe acestea, le aruncă deoparte, pentru că nu sunt bune decât pentru cel mult o tocană. Unele scoici nu lasă nimic în urmă. Sunt bune pentru cel mult o tocană. Alte scoici, care au fost rănite, care au fost iritate de o granulă de nisip, au crescut prin ajustări. Și când le deschizi, înăuntru este un mărgăritar de mare preț. Iată o altă posibilă aplicație la acest al doilea mare adevăr, și anume că biserica este un produs al suferinței. Iisus ne-o lasă ca să o apreciem. Biserica ne rănește, da, de foarte multe ori. Dar este alegerea noastră cum răspundem la rană. A treia implicație a faptului că biserica este asemănată cu un mărgăritar. Mărgăritarul, biserica, este compus din resturi, din lucruri puțin valoroase, luate de unele singure. Perla este, de fapt, formată din resturi. Un grăunte de nisip, cum am spus, fragmente minuscule de os de pește și alte impurități care intră înăuntru. Implicația, iarăși, este imediată. Să ne fie clar, compoziția bisericii, adică noi, suntem niște resturi. Știu că sună rău în vremuri de propagandă umanistă, dar noi suntem niște resturi, niște păcătoși incurabili, răi și egoiști, fiecare. Și atunci, implicația este următoarea. Gândul că Dumnezeu nu numai că mă primește pe mine un rest, un păcătos incurabil, rău și egoist, gândul că Dumnezeu nu numai că mă primește, ci se și folosește de mine, este uimitor. Iisus avea și alte opțiuni și totuși alege să se folosească de mine și de tine și de tine. În ciuda faptului că suntem niște resturi, Iisus a văzut suficientă valoare în noi ca să-și dea viața pentru noi. Poate că acest adevăr a faptului că suntem niște resturi, poate că implicațiile acestui adevăr ne duc la următoarea aplicație. Și anume, acest adevăr ar trebui să ne facă să avem mai multă răbdare, îngăduință, bunătate și înțelegere unii pentru alții, pentru cei din biserica lui, pentru că cu toții suntem niște resturi. Deci unul nu-i mai bun ca altul. A patra analogie. Mărgăritarul, biserica, este un compozit, un heteroclit. Perla este o combinație de siliciu, salivă de scoică, calciu sidef și așa mai departe. Perla este un compozit, mai multe materiale, substanțe puse la oaltă. Ei bine, analogia este următoarea. Biserica este compusă din oameni de forme, mărimi și material diferit, fiecare conlucrând la crearea perlei. Așa că atunci când Iisus asemuiește biserica cu un mărgăritar, cu o perlă, El se gândește și la acest adevăr. Biserica, familia mea, este compusă din oameni de forme, mărimi și material diferit care conlucrează să dea naștere la ceva valoros. Așa că al urma pe Hristos include și apartenența, nu doar credința. Noi am fost creați și croiți pentru o relație, formați pentru o familie și nici unul din noi nu-și poate împlini menirea de unul singur. Chiar dacă relația cu Dumnezeu este personală,
Dumnezeu nu a intenționat-o să fie și privată, pe ascuns undeva. Relația este personală cu Dumnezeu, dar nu privată, ea este publică. Ne o trăim înaintea celorlalți. În familia lui Dumnezeu suntem conectați cu ceilalți credincioși și vom rămâne conectați împreună pentru eternitate. Așa ne învață cuvântul Pavel în Romani 12:5. Tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Suntem împreună. Expresia aceasta o găsim mereu și mereu în Noul Testament. Suntem un singur trup, 1 Corinteni 12:12. Suntem cetățeni împreună, Efeseni 2:19. Zidiți împreună, Efeseni 2:22. Moștenitori împreună, Efeseni 3:6. Ridicați la cer împreună, 1 Tesaloniceni 4:17. Mereu împreună, mereu împreună, mereu împreună. De ce? Pentru că biserica este un compozit. Oameni diferiți, puși la oaltă. Împreună învățăm, împreună ne clarificăm valorile, împreună ne formăm caracterul, împreună ne întărim convingerile, împreună ne reprezentăm maestrul în societate. Așa că noi și aparținem, nu doar credem. Iar includerea în familia lui Dumnezeu poartă cu sine niște privilegii mari și veșnice. Familia bisericii te identifică ca credincios, te ferește de izolare, te ajută să crești spiritual. Biserica este un atelier, nu un dormitor. Din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea. Potrivit cu lucrarea fiecarei părți, în măsura ei și se zidește în dragoste. Familia bisericii te ajută să nu aluneci, te formează pentru lucrare și așa mai departe. Biserica locală este locul unde Dumnezeu ne-a așezat ca să ne descoperim, dezvoltăm și folosim darurile, devenind cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Nimeni nu este deprisos. Este un compozit, dar nimeni nu e deprisos. Fiecare are un loc în familia lui Dumnezeu. Aceasta este implicația. Care este aplicația? Fiecare, oricât de diferit ar fi, își are locul și rolul în mărgăritarul biserică. Accepți lucrul acesta? Te poți bucura de el? Îți cunoști locul și rolul? Dacă nu, caută-ți-l! Nu aștepta să ți se dea! Am învățat un lucru de-a lungul anilor. Cea mai grea povară a vieții este să nu ai nimic de purtat. Cel mai groaznic lucru este să nu ai nimic de făcut. Să te simți absolut inutil. Așa că caută-ți locul și rolul. Pentru că atunci când nu ai nimic de purtat, nu ai nicio responsabilitate, nici un rol, nici o sarcină. Când nu ai nimic de purtat, ești mult mai expus disprețului și criticii agresive. Pentru că omul neimplicat, în loc să o întindă o mână de ajutor, preferă să arate cu degetul. Omul neimplicat, în loc să-i ajute pe cei răniți, îi rănesc pe cei ce ajută. Când n-au nimic de făcut, n-au o povară de purtat. Așa că atunci când Iisus pune semnul egal, face analogie între mărgăritar și biserică, se gândește și la aspectul ăsta. Mărgăritarul este un compozit. Oameni diferiți, de măsuri diferite, capacități diferite, talente diferite, se pun la oaltă, își asumă un loc și un rol ca să nu arate cu degetul și ca să nu-i rănească pe cei ce ajută. 5. Mărgăritarul biserică este într-un proces de creștere. Perla are nevoie de vreo 3 ani pentru a ajunge la o mărime demnă de luat în seamă. E bine, implicația este clară. Biserica se află într-un proces de creștere. Dumnezeu adaugă un strat aici, unul acolo, formând în final o perlă glorioasă. Da, știu, biserica este imperfectă. Dar, în loc să ne descurajeze acest lucru, ar trebui să ne încânte. Iisus a început biserica cu oameni imperfecți. Implicația este
aceasta pe care am rostit-o. Biserica se află într-un proces de creștere, de formare. Aplicația ar trebui să fie următoarea. Să nu ne creăm așteptări ideale de la biserică. Ea nu este desăvârșită încă, dar imperfecțiunile ce îi le observăm nu-i dovedesc ineficiența, nu dovedesc ineficiența bisericii, ci procesul de creștere în care se află. Și atunci, în loc să ne amărâm, biserica are grămadă de defecte și să le vedem toate defectele, să spunem, da, defectele astea există, imperfecțiunea asta există, pentru că ne aflăm într-un proces de creștere. Acestea pot fi depășite. Imperfecțiunile și disfuncționalitățile nu ar trebui să ne doboare, ci să ne stimuleze. Dumnezeu este la lucru, încă mai are ceva de făcut în noi și între noi. 6. Mărgăritarul biserică este indivizibil. Mărgăritarul sau perla este singura gemă care nu poate fi tăiată. În momentul în care încerci să tai o perlă, un praf fin se împrăște pe masă și perla își pierde valoarea. Implicația, din nou, este clară. Chiar dacă biserica pare a fi divizată în ochii lumii, ea nu este divizată în ochii lui Dumnezeu. Noi vedem sute de confesiuni creștine, Dumnezeu vede doar una. Biserica lui Iisus Hristos, universală, adică totalitatea credincioșilor din toate timpurile, salvați prin credința în Iisus Hristos, manifestată printr-o sumă de biserici locale. Oricine încearcă să taie, să divizeze biserica de acest crez inițial, și aici nu mă refer la mai multe biserici locale, ci oricine încearcă să taie, să divizeze biserica de acest crez inițial, distruge chiar ceea ce încearcă să creeze. Biserica lui Iisus Hristos este totalitatea credincioșilor salvați prin credința în Iisus Hristos. Acesta este crezul esențial. Aplicația, implicația am văzut-o, aplicația să stăm ancorați puternic în adevărul acesta. Oricine este salvat prin credința în Iisus Hristos este parte din biserica Lui. 7 și ultima implicație. Mărgăritarul biserică reflectă lumina. Calitatea supremă a perlei, a mărgăritarului, este abilitatea de a reflecta lumina. Lustrul perlei îi dă valoare. De fapt, o perlă își găsește valoarea când mergi la un specialist în pietre prețioase. Modul în care perla strălucește, modul în care perla reflectă lumina, îi dă valoarea, îi stabilește valoarea de piață. Implicația, din nou, este clară. Biserica, exact ca mărgăritarul, trebuie să aibă abilitatea de a reflecta lumina Iisus. Abilitatea reflectării luminii mărește sau micșorează valoarea ei, a perlei, a bisericii, în ochii lumii care stă cu ochii pe noi. Aplicația este următoarea. Ești responsabil de reprezentarea onorabilă a lui Iisus, dar și de prezentarea mântuirii realizate de El. Să reflecți lumina. O faci? Concluzie. Biserica, asemenea unui mărgăritar, Iisus își alege cu grijă analogia. Biserica, asemeni mărgăritarului, este un organism rar, de mare valoare și de frumos, și frumusețe. Biserica este un produs al suferinței. Hristos a murit ca să nască biserica. Biserica este compusă din resturi și astea suntem noi. Biserica este compusă din resturi, dar este un compozit, resturi puse la oaltă ca să producă ceva. Biserica se află într-un proces de creștere. Nu este perfectă, dar se perfecționează. Biserica este indivizibilă. Credința în Iisus Hristos
oferă mântuire. În nimeni altul nu este mântuire. Și doar aceștia care cred în Iisus Hristos fac parte din biserica universală pe care Dumnezeu o vede. Și biserica, asemenea mărgăritarului, reflectă lumina. Nu este lumina, reflectă lumina. Joshua Bell este un mare violonist american. Poate ați auzit de el, dacă nu, dați o căutare și îl veți găsi. De curând, acum câteva zile în urmă, am văzut că avea un concert în New York, săptămâna trecută. Joshua Bell este unul din mari violoniști ai lumii. Cântă pe un Stradivarius din anul 1713, este Stradivariusul. Valoarea lui este de vreo 4 milioane de dolari. Cu mai mulți ani în urmă, Washington Post a făcut un experiment sociologic. Cum reacționează trecătorii la un eveniment de mare, de maximă valoare artistică? Îl găsiți pe net, găsiți filmarea pe net a experimentului. Pe data de 12 ianuarie 2007, ora de vârf, metroul din Washington DC, Joshua Bell, incognito, cânta la vioara lui ultravaloroasă. Și îl puteți vedea pe videoclip, pe YouTube, îl puteți vedea stând într-un colț al metroului, cu un baseball hat în cap, îmbrăcat normal, cu Stradivariusul de 4 milioane în mână, stă și cântă la vioară, într-un metrou aglomerat. Oamenii vin și trec pe lângă el. Cu 3 zile înainte de experiment, violonistul umpluse Boston Symphony Hall, unde biletul era costat câteva sute de dolari un bilet. Joshua Bell a cântat pe holul metroului timp de 45 de minute, iar lumea și-a văzut de drum. După calculele celor de la Washington Post, pe lângă Bell au trecut 1097 de persoane în cele 45 de minute. 7 persoane s-au oprit din drum cel puțin 4 minute și au stat și l-au ascultat. 27 de persoane din 1097 i-au dat niște bani. Majoritatea din cei 27 i-au aruncat banii în carcasa viorii și au plecat mai departe. În total, marele violonist a strâns 32 de dolari și 17 cenți. Trecătorii habar n-aveau că auzeau 6 piese magistrale de Bach și Schubert, interpretate pe faimosul Stradivarius de un virtuos violonist. Ce ne învață asta? Văd foarte multe asemănări între experimentul acesta și Biserica lui Hristos. În ce fel? Uitați în ce fel. Cel mai virtuos violonist pe care planeta l-a avut vreodată, Iisus Hristos. Înțelegeți metafora? Cel mai virtuos violonist pe care planeta Pământ l-a avut vreodată, Iisus Hristos, interpretează cu instrumentul ultravaloros numit biserică. Câteva piese magistrale numite mântuire, iertarea păcatelor, har divin, jertfă de sine. Le interpretează într-o lume aglomerată, care ce face? Își vede de drum. Câțiva se opresc în locul vreo 4 minute? Câțiva aruncă niște bani în trecere? Întrebarea din această după-amiază este: tu cum treci pe lângă experimentul acesta numit biserică? Realizezi ce se întâmplă în ceea ce noi numim biserică? Te oprești în loc măcar câteva minute? Sau mai bine, te oprești în loc pentru întregul concert? Ești parte din Biserica lui Hristos? Dacă nu, încă nu-i târziu să devii. Dacă ești mântuit, vinzi tot ce ai ca să participi la viața ei? Te cheltuiești pentru viața bisericii? Care nu-i invenția unor pastori? Altcineva a inventat-o? A pus-o pe roate? Ești gata să dai tot ce ai ca să o ai? Iisus a preferat să moară pentru tine și pentru tine și pentru tine.
decât să trăiască fără tine și fără tine și fără tine. Așa că aș vrea să plecăm acasă cu întrebările acestea, cu gândurile acestea. Și aș vrea să vă îndemn, dacă doriți, să plecați capul, să închideți ochii. Pentru că, da, fiecare credincios este responsabil de propria lui condiție spirituală. Dar fiecare credincios este responsabil și de Biserica lui Hristos. Așa că întrebarea pe la care v-aș îndemna să răspundeți este următoarea. Ești tu ceea ce ar trebui să fii pentru cel din biserică? Sau, să o formulez altfel, ești tu ceea ce ai putea să fii pentru cel din biserică? Pentru că să nu uităm, calitatea bisericii locale nu se va ridica niciodată deasupra calității membrilor ei. Sau măsura bisericii locale nu se va ridica niciodată deasupra măsurii membrilor ei. Așa că în momentele acestea personale și private, v-aș îndemna să vă gândiți la o scoică și să personificăm un pic scoica aceasta. Pentru că scoica produce mărgăritarul. Scoicii îi pasă, ea se jertfește. Scoica este plină de bunătate, ea protejează. Scoica este înțeleaptă, ea lasă ceva prețios în urmă. Și dacă așa stau lucrurile cu pilda Domnului Iisus și cu metafora mărgăritarului, haideți să luăm un minut de liniște în care să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne aducă în minte ceva special. Să ne aducă în minte un nume, două, maxim trei de oameni pentru care în următorul an să vă pese. Să vă jertfiți, să vă rugați pentru ei. Trei nume, maxim trei nume de oameni pentru care în următorul an să fiți plini de bunătate, să-i căutați, să-i protejați, să le faceți bine într-un mod intenționat. Trei nume pentru care în următorul an, față de care să fim înțelepți, să investiți în viața lor spirituală, să împărtășiți cu ei credința și experiența cu Iisus. În total trei nume. Maxim trei, poate unul singur. Dar eu cred că în momentele acestea Duhul Sfânt vă aduce în minte măcar un nume. Și dacă vi-l aduce, nu-l scoateți afară. Nu-l împingeți afară, chiar dacă este deranjant, chiar dacă nu vă convine, chiar dacă vi se pare că nu ați vrea. De ce v-a venit în minte numele acesta? De ce? Pentru că Duhul Sfânt vi l-a adus în minte. Și dacă vi l-a adus în minte, să facem să nu fie degeaba. Poate că v-a adus în minte un nume, poate două, poate trei. Unu, două sau trei persoane pentru care să faceți, să vă angajați să faceți ceva în următoarea perioadă de timp. Să vă pese de ei, să-i căutați și să îi ajutați să le faceți bine și să investiți în viața lor spirituală. Pentru că scoicii îi pasă, ea se jerfește. Scoica este plină de bunătate, ea protejează. Scoica este înțeleaptă, ea lasă ceva prețios în urmă. Ești gata să vinzi tot ce ai ca să-ți împlinești menirea? Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să o facem. Amin. Mulțumim Domnului că ne-a găsit și suntem prețioși în ochii Lui. Să prețuim căutarea Lui și iertarea care ne-a acordat-o
și să trăim după cum ne învață El. Amin. Haideți să ne ridicăm, să ne pregătim să cântăm împreună. Frate Vasile, veniți să cântăm și cu ceilalți. Mărire ție, Iisuse! Și ne pregătim de încheierea acestui timp ce l-am avut împreună și astăzi. Domnul să vă binecuvânteze pe toți care ați putut să veniți. Vă mulțumim pentru răbdarea dumneavoastră, vă salutăm pe toți la plecare și ne dăjduim să ne putem revedea din nou aici, în altă parte, oriunde copiii Domnului. Este frumos să fie împreună și să se închine și să laude pe Domnul. Haideți să cântăm și după aceea o să ne rugăm la încheiere. Să ne rugăm și după aceea încheiem cu această cântare frumoasă. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Tată bun din ceruri, iată-ne la sfârșitul acestui timp de închinare, de dimineață până acum în acest loc. Îți mulțumim frumos că ai fost cu noi, că ai fost în mijlocul nostru. Te rog să primești lauda și închinarea noastră. Rugăciunile și cântările, cuvântul care a fost adus, aș vrea să fie roditor în viețile noastre. Și a celor care ne-au urmărit prin internet sau o vor face mai târziu.
Binecuvântarea ta să fie peste toți frații, surorile care o să plece acum și noaptea aceasta, mâine o să călătorească spre alte locuri. Să-i însoțești pe toți. Amin. Să rămâi cu noi cei care suntem aici și cu familiile noastre. Ne rugăm pentru mântuirea tuturor celor din familiile noastre, oriunde se găsesc. Și ne rugăm pentru mântuirea prietenilor, a colegilor, a vecinilor, a țărilor din care venim și a țării în care suntem. Ne rugăm și pentru pacea Ierusalimului. Doamne, fii Tu în controlul situației din Orientul Mijlociu. Și adu aminte copiilor Tăi că depind de Tine și că ocrotirea și izbăvirea a fost întotdeauna acordată lor prin Tine. Ajută să recunoască lucrul acesta și mă rog pentru pocăința Israelului și a noastră a tuturor. În numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și ce